Cristina Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! S-a făcut schimbarea și la Suceava. Iarna a venit și schimbarea se vedea cu ochiul liber de la distanță. Dintr-un oraș frumos și curat, astăzi Suceava a devenit un oraș plin de mormane de zăpadă imense și negre. De la străzile curățate, acum dăm zilnic nas în nas cu nisip mocirlit. Și asta pentru că salubrizarea este zero. Domeniu ce intră în activitatea viceprimarului Gavril Vârvara. Dacă la prima ninsoare căzută, Suceava a paralizat sub zăpadă pentru că viceprimarul Vârvara nu prea se găsea prin zonă, iar dezăpezirea a fost preluată de autoritățile care se gândesc la municipalitate, acum, după a doua ninsoare, Suceava este municipiul în care nisipul și noroiul domină pe străzi și trotuare. Pentru a rezolva repede cu zăpada, s-a împrăștiat cu cantități mari de nisip pentru a o topi și s-a creat o imagine care cade greu privirii fiecărui sucevean. Această acțiune trebuia să se desfășoare sub atenta supraveghere a viceprimarului Gavril Vârvara, pe agenda căruia se află și domeniul salubritate. Dar, din păcate, de când ocupa această funcție, Vârvara nu s-a făcut remarcat cu nimic. Ba din contră, ceea ce era bun și frumos capătă acum o umbră cenușie. Mormanele de zăpadă înghețată aruncate pe trotuare zac pe marginea șoselelor, creând un peisaj dezolant al municipiului. Și asta doar pentru că viceprimarul Vârvara scapă din mâini friele pe care ar trebui să le stăpânească ferm. Spre exemplu, în orașele civilizate, iarna gazonul arată ca vara, curat și proaspăt. În țările civilizate se curăță zăpada cu o soluție specială și nu ca în evul mediu cu nisip. Tot în țările civilizate zăpada este pură, albă. În Suceava însă iarna nu-i ca vara, iar zăpada poate fi și neagră de atâta mizerie. Poate că mai multă atenție din partea viceprimarului Vârvara nu ar strica cetățenilor.